deputatul Clemen Negru se pare că este superstițios. Din fire, parlamentarul a spus că guvernarea USL a funcționat sub o cifră fatidică. Guvernarea USL nu a funcționat deloc bine. Parlamentarul PMP Clemen Negruț a găsit astăzi încă un motiv pentru care angrenajul USL nu a funcționat cum ar fi trebuit. Chiar dacă după 666, nu știu dacă s-a făcut un calcul, USL-ul a plecat de la guvernare în 4 martie, după 666 de zile, faceți un calcul de la data căderii guvernului Ungureanu, până la plecarea și închiderea socotelilor între PNL și PSD, 666 de zile. Știți foarte bine cifra asta ce reprezintă. Cam asta, în spiritul acestei cifre, a guvernat USL-ul, adică producând mare dezastru în România până acum, nefăcând absolut nimic concret. După 3 ani, 2 săptămâni și 6 zile, alianța compusă din PNL și PSD, denumită generic Uniunea Social-Liberală, s-a rupt în 25 februarie. USL a luat ființă în 5 februarie 2011.